Bună ziua! Astăzi organizăm acest briefing în legătură cu faptul că Comisia de Anchetă și-a desfășurat o nouă ședință. A fost o ședință în care membrii Comisiei au luat cunoștință de mai multe răspunsuri secretizate și totodată trebuia astăzi să avem în audiență reprezentantul președinției Republicii Moldova, șeful administrației prezidențiale, domnul Spânu, dar dânsul nu a reușit să vină din cauza că a plecat în concediu neplătit. De aceea vom face o nouă solicitare către președinție și vom invita data viitoare alți reprezentanți ai președinției, inclusiv pe domnul Spânu, dacă va reveni din acest concediu. Pe de altă parte, am primit mai multe materiale solicitate de la Președinția Republicii Moldova, materiale restricționate despre care se referă la cazul Ceauș. Aici sunt materiale privind solicitările de azil politic pe care le-a depus dânsul pe data de 28 februarie 2017. De asemenea, am găsit mai multe materiale referitoare la modul în care a ajuns la Chișinău. Avem materiale, deci avem chiar și procesul verbal prin care acesta a făcut declarații că a traversat ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova. Avem procesul verbal cu privire la reținerea ex-judecătorului ucrainean. De asemenea, avem foarte multe materiale despre activitatea sa în calitate de judecător în Ucraina, inclusiv de unde au, din spusele dânsului și ale avocaților, de unde au pornit toate problemele cu care s-a confruntat ulterior, inclusiv plecarea dânsului în Republica Moldova, faptul că era judecător într-un dosar în care inculpatul era, i se incrimina o faptă de sechestrare și de răpire de persoană. Iată o ironie a sorții, judecătorul care avea în examinare un asemenea caz a ajuns să fie și el răpit și sechestrat. De acolo, de fapt, au și pornit mai multe necazuri cu care s-a confruntat și ulterior a ajuns în Republica Moldova. Acestea sunt anumite detalii referitor la cazul Ceauș, pentru că sunt mai multe ipoteze cum a ajuns dânsul la Chișinău. Anumite instituții ale statului ne spun că până în 2017, alții, și am văzut și documente, că ar fi ajuns pe 26 februarie 2017 cu un taxi de la Odessa. Există și ipoteza că ar fi venit cu un avion privat pe aeroportul din Chișinău, dar aceste detalii le vom stabili ulterior. Pe noi ne interesează foarte mult și astăzi am discutat în cadrul comisiei noastre modul în care au interacționat, au acționat instituțiile statului, în special Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Poliția de Frontieră, Ministerul Afacerilor Externe. Noi, în toată această perioadă, practic, am avut audieri repetate la care au participat, așa cum spuneam, în mod repetat, și Ministrul de Interne și Directorul Serviciului de Informații și Securitate. Am audiat șeful interimar al Poliției de Frontieră, șeful Serviciului Vamal al Republicii Moldova, directorul de la 112. Am expediat în această perioadă o mulțime de interpelări către toate aceste servicii, inclusiv repetate. Am trimis și la președinție, urmează să
avem aceste audieri a reprezentanților președinției, pentru că într-un anumit răspuns pe care l-am primit de la Ministerul Afacerilor Externe, este foarte clar scris că a avut loc o discuție între șeful administrației prezidențiale din Republica Moldova și șeful administrației prezidențiale din Ucraina, care au convenit ca după 23 aprilie în Republica Moldova să vină o echipă de reprezentanți ai anumitor structuri ucrainene care să dea anumite explicații legate de cazul Chaos. De aceea am vrea mai multe detalii. Este posibil să invităm secretarul Consiliului Suprem de Apărare pentru următoarea ședință. Vom formula mai multe întrebări pentru diferiți reprezentanți ai statului, inclusiv ne gândim să invităm, probabil că pentru săptămâna următoare, reprezentanții Serviciului de Pază și Protecție, pentru că ei nu au fost audiați și avem informații că dânșii ar putea să ne ofere mai multe informații interesante despre și importante pentru ancheta parlamentară legate de cazul Chaos. Sigur că opinia publică vrea să afle ce s-a întâmplat, cine anume sunt acei care l-au răpit pe ex-judecător, unde se află el în acest moment, care sunt interacțiunile dintre instituțiile Republicii Moldova și cele din Ucraina, care este poziția părții ucrainene. Sunt foarte, foarte multe răspunsuri, foarte, foarte multe întrebări. Din păcate, nu putem să oferim în acest moment, nu putem să oferim prea multe detalii, pentru că am aici foarte multe materiale care sunt secretizate, restricționate și vom putea să venim cu, în baza lor, să venim cu un raport în fața Parlamentului, dar totodată noi continuăm ancheta pentru a afla mai multe detalii, pentru a cunoaște cum s-a produs acest lucru și, cel mai important, poate, pentru a veni cu niște concluzii în fața Parlamentului cu privire la modul în care trebuiau să acționeze instituțiile statului și cum, de fapt, au reacționat ele. Acest lucru este foarte important pentru ca pe viitor să nu avem asemenea sincope sau asemenea breșe în ceea ce privește securitatea națională a Republicii Moldova, pentru că noi considerăm că în acest caz a fost un atentat direct la securitatea națională a Republicii Moldova prin faptul că anumite servicii străine au pătruns pe teritoriul țării și au participat la acest act de răpire a unui cetățean. Ne interesează în procesul documentării noastre și dacă acel comando străin a fost asistat pe teritoriul Republicii Moldova de anumite structuri ale statului sau de anumiți reprezentanți ai acestor structuri care au fost angajați pentru a facilita și a deveni posibilă această operațiune desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă destul de îndelungată, pentru că ea, în perioada de pregătire, a durat 2-3 săptămâni, după care s-a proces la faza finală, cea de sechestrare, de răpire și de transportare a ex-judecătorului Chaos din țara noastră pe teritoriul Ucrainei. La toate aceste răspunsuri vom răspunde pe parcursul anchetei, vom ține la curent opinia publică, presa. Există un interes deosebit din partea instituțiilor de presă și din Ucraina. Noi avem, în permanență suntem contactați, dăm doar acele informații pe care le considerăm oportune și pe care le considerăm necesare pentru a fi cunoscute, dar
Să nu uităm că paralel cu ancheta noastră parlamentară se desfășoară și o anchetă oficială, există un dosar penal deschis de către Procuratura Generală a Republicii Moldova, Procuratura Anticorupție, Procuratura pentru Cauze Speciale și Ministerul de Interne al Republicii Moldova. Există acest grup special care se ocupă de anchetarea tuturor circumstanțelor de răpire a ex-judecătorului ucrainean. Cam acestea sunt informațiile pe care am vrut să le transmit astăzi. Comisia de anchetă își va continua activitatea și pe parcursul săptămânii viitoare. Noi, desigur că dacă există anumite informații, dacă cineva dintre cetățenii noștri sau cei din străinătate au anumite informații care ar fi pertinente pentru activitatea comisiei, vă rugăm să vă adresați. Deja există asemenea adresări din partea unor persoane care ne ajută să aflăm mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat, inclusiv despre faptul dacă a fost antrenate sau nu în această operațiune și anumite structuri din Republica Moldova sau anumiți angajați din structurile respective. Dar toate acestea, noi o să vă ținem la curent în permanență. Aveți încredere că membrii Comisiei Parlamentare de Anchetă vor face tot posibilul ca această anchetă să fie una absolut obiectivă, imparțială, să nu se creeze nici o clipă impresia că noi vrem cu orice preț vrem să aruncăm vina pentru cele întâmplate pe o instituție sau pe alta. Pentru noi este important să tragem concluziile necesare ca o astfel de acțiune să nu se mai poată produce pe teritoriul Republicii Moldova. Am spus această concluzie pentru că există deja anumite suspiciuni în acest fel sau anumite opinii de acest gen, inclusiv în statul vecin, ceea ce nu este adevărat. Noi vom face o anchetă foarte obiectivă și vom veni cu un raport exhaustiv privind modul în care a fost comis acest atentat la securitatea națională a Republicii Moldova. Vă mulțumesc, o zi bună în continuare!